Un tir, o cisternă și două mașini s-au ciocnit în lanț pe drumul național 72 Târgoviște-Ploiești. De vină este, se pare, șoferul unei cisterne care nu a păstrat distanța regulamentară față de un tir. Cel mai șifonat a ieșit un Logan, proiectat cu roțile în sus, în șanțul de pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu a murit, însă șoferul cisternei a fost transportat la spital cu răni minore. Accidentul s-a produs pe drumul național 72 Târgoviște-Ploiești la ieșirea din comuna dâmbovițeană Dărmănești. Era cu dubiță? Cu dubiță, da. Unde mergea? Cu Fordul. Păi mergea acasă, mergea. Acasă. Da, da, da. De la muncă. De la muncă, da, exact. S-a trezit dovid în spate. În spate, exact. Da. Înțeles că cel cu tirul a fost de vină. Nu știm ce să vă spunem absolut nimic. Nu știm. Nu știm singur, nu știm. Acum am venit și noi, vă dați seama. M-a speriat. Păi eu nu sunt eu, că nu sunt șoferul. Când ați auzit? Păi vă dați seama că ne-am speriat. Da, prieteni, rude. Sunt, da. El cum? În ce stai? Până el pe drum se ducea la spital cu ambulanța și eu am venit în coa. Ce să văd? E grav venit? Da? E grav? Acum nu știu. Ăla a vrut să intre în PECO, e linie continuă, n-are voie. Băieții cu băiatul ăla cu bascula de Bulgaria a vrut să intre în PECO și i-a obligat pe toți să puie frână și n-a avut posibilitate. Păi nu era normal pentru că e linie continuă. Cum să fie normal? El insinuează, vezi, Doamne, că n-a vrut să intre în PECO, dar știți cum face. S-au ciocnit în lanț. Păi bineînțeles că da, asta e problema. Cum să și vede care a fost acroșat primul, ăsta l-a aruncat pe ăla cu Loganul, l-a aruncat în mașina de Bulgaria. Mai exact, este vorba despre o coleziune în lanț. Cisterna a lovit din spate un tir, iar acesta a fost proiectat în alte două autoturisme din fața sa care se deplasau regulamentar. La fața locului au sosit și pompierii pentru că cisterna era încărcată cu compus inflamabil. A fost solicitat să intervină pentru supravegherea zonei în localitatea Dărmănești pe DN 72 km 63 pentru supravegherea zonei la un accident de circulație. Nu s-a intervenit, decât s-a supravegheat zona. La locul intervenției a mai participat și Inspectoratul pentru Stații de Urgență Prahova cu un echipaj pentru descarcerare și un echipaj SMURD. Pe drumul național 72, în afara localității Dărmănești, a avut loc o coliziune între patru autovehicule pe fondul nepăstrării distanței corespunzătoare pe durata deplasării. Din coliziune a rezultat vătămarea corporală a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, conducătorul unei cisterne implicate în accident. Acesta a fost transportat la un spital de pe raza municipiului Ploiești, urmând a se stabili cu exactitate cauza și împrejurările evenimentului rutier. În urma coleziunii, un autoturism Logan a fost proiectat în afara părții carosabile, iar șoferul de pe cisternă a avut nevoie de îngrijiri medicale. Drumul național 72 a fost blocat pe un sens de mers mai bine de o oră.